Alăturat și Camelia Pătrășcanu. Sper că cu vești bune pentru weekendul, în care sărbătorim Ziua Națională. Mâine Sfântul Andrei, o mulțime de sărbători. Superbe aspecte astrale, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, armonie pe semne de apă, adică emoționale. Cu alte cuvinte, planetele ne îndeamnă să ne apreciem mai mult unii pe alții, să ne valorificăm aturile, să ne exprimăm mai bine calitățile, să ne plângem mai puțin de ce nu avem sau de defectele altora și să apreciem mai mult ceea ce funcționează în acest moment sau lucrurile bune pe care le avem și poate nu le folosim maxim. Pentru berbeci, zilele următoare sunt absolut fabuloase, mai ales în plan relațional. E posibil să primească un cadou, e posibil să fie lăudați și apreciați. În tot cazul depind cumva de oamenii de lângă ei. Și se pare că acești oameni au numai lucruri bune. Taurii, la fel, pun accentul tot pe relații personale, relație partenerială. Aș zice că au mai mult aplomb. Cu alte cuvinte, știu să ceară ce au nevoie. Și au mari șanse să primească, apelează și la prieteni, dar și ei trec printr-un moment de sensibilitate, în sensul că poate își doresc să ajute pe cineva și să lase urmă. Pentru gemeni, este o zi bună pentru zile, bune pentru sănătate în principal, pentru organizarea vieții. Au nevoie de ajutor și sprijin și poate tocmai de aceea, spunând sau plângându-se de ce nu pot face, primesc într-adevăr ajutorul mult așteptat. Racii, în schimb, sunt foarte iubitori, pun accentul pe sentimente, pe dragoste, imaginație, creativitate. Imaginația joacă un rol important în aceste momente în care își schimbă pe multe planuri viața și de aceea sunt și ei foarte receptivi la sprijinul familiei, ce spune partenerul de viață și zice că foarte mult sunt pregătiți să devină părinți sau să fie cu adevărat părinți. Lei au nevoie și ei de familie, dar mai mult pentru a se odihni, pentru a simți afecțiunea celor din preajmă, chiar menajarea oamenilor din familie. Așa că această tihnă îi poate îndemna pe unii lei să se întoarcă către locurile natale sau către familie, astfel încât să creeze armonie în mediul lor apropiat. În schimb, fecioarele au nevoie de informații, să și le pună în valoare, să se afirme prin cunoștințele lor, pot da sfaturi extraordinare, dar și să caute informațiile acelea vitale de care au nevoie, iscodind, investigând și apelând chiar la specialiști. E posibil să facă niște deplasări zilele acestea. Pentru balanțe vorbim din nou de bani. Aspectele bune indică faptul că, pe de o parte, știu să negocieze, pe de altă parte, știu să folosească banii cu multă zgârcenie și bine fac. Însă mai este un aspect, acela că pot primi în mod cu totul și cu totul neașteptat un sprijin în acest moment, poate chiar pe cale profesională. Scorpionii pot fi vedete în aceste două zile, pentru că au aspecte foarte bune. Semn că sunt sensibili, foarte receptivi la ce se întâmplă în jurul lor, dar știu și să evite persoanele care nu fac altceva decât să se plângă și poate chiar să ia energia celorlalți. Așa că doar bucurie și sentimente și afecțiune în aceste două zile. Pentru săgetătorii, unii au chef de plimbare, mai curând aș zice de ascundere, de a fugi. Alții, în schimb, știu să depășească momente delicate, să-și facă iertate niște greșeli. N-ar strica să și le recunoască ei primii. Capricornii pot fi alături de prietenii lor sau de prietenii partenerului de viață sau ai copiilor lor, în tot cazul socializează și e bine să vadă un pic mai deschis, mai puțin conservatori mediul de distracție al celor din preajmă. Vărsătorii, deși sunt zile de sărbătoare, se gândesc la lucruri foarte serioase, la viitorul lor, la carieră sau au un rol foarte important în familie. Iar peștii și ei se gândesc la viitor în acest moment, în aceste două zile, își fac foarte multe planuri și s-ar putea să întâlnească persoane care le facilitează atingerea unor obiective. Mulțumesc mult, Camelia! Weekend.